Putem începe? Bună ziua, vă mulțumim pentru timpul acordat. În primul rând vrem să mulțumim Comisiei Electorale Centrale pentru oportunitatea oferită de a executa sondajul de tip exit poll în ziua alegerilor din 15 noiembrie 2020. Noi sperăm că va fi o asistență și colaborare cu Comisia Electorală Centrală și cu Comisiile Electorale Teritoriale și cu cetățenii care vor participa la acest sondaj. Este o încercare, este un experiment, este o responsabilitate pentru noi. Prima dată în ultimii 10 ani va fi un sondaj de tip exit poll în Republica Moldova. Ultima dată a fost, cum așa am numit, 10 ani în urmă și acela a fost cu ajutorul experților străini. Exit poll-ul, dintr-o parte, putem vorbi despre un instrument științific de control civil a alegerilor, care arată anume libertatea și democrația alegerilor. Acest exercițiu este practicat în țările vecine, ca Ucraina, România, în țările europene, în Statele Unite Americii, care sunt etalonul a democrației. În țările acestea, companiile au o experiență foarte bogată, însă în Republica Moldova, pentru a obține astfel de rezultat, este nevoie de încercare, de probare, pentru că să obținem o metodologie mai corectă, să avem un eșantion mai reprezentativ. De aceea, anume, compania Intellect Group împreună cu asociația Spero a înaintat această cerere de a obține dreptul de a executa sondaj la ieșire din secție de vot exit poll. Putem vorbi despre datele care vor fi prezentate. Vreau să reamintesc că datele care vor fi prezentate de compania Intellect Group și asociația Spero nu pot înlocui datele oficiale prezentate de Comisia Electorală Centrală. Nu au aspect sau putere juridică pentru a contesta sau confirma rezultatele oficiale. Este un instrument, iarăși repet, științific, cu marjă de eroare, cu posibilitate de a face greșeli, însă noi am încercat pe parcursul anului 2020 să întreprindem toate pregătirile, măsurile, pentru ca această cercetare să fie practic în marja de eroare. Din luna martie noi am început aceste pregătirile. Dacă vă aduceți aminte, în luna martie am obținut dreptul de a executa exit poll la alegeri parlamentare repetate din circumscripția Hâncești, însă atunci, din cauza pandemiei și a riscurilor care erau, noi am refuzat totuși la această cercetare. Compania Intellect Group este înregistrată în 2014, având la bază consultanță politică, cercetare și dezvoltare în domeniul sociologiei și politologiei. Din 2015, Departamentul de Sociologie a elaborat 10 de cercetări calitative și cantitative. Experții noștri sociologii au participat și au experiență bogată de a consulta exit poll-urile în străinătate. Consultantul principal al companiei în Departamentul Sociologie este doctor științific, anume în sociologie. Am întreprins toate măsurile necesare ca totuși să avem un rezultat calitativ. Aș vrea să ofer cuvântul doamnei Zăruba Tatiana, președintele Asociației Spero, care vă zice câteva cuvinte și despre pregătirile posibil a operatorilor. Datorită Asociației Spero, noi practic am dublat cercetările în 2019 și în 2020. Avem o colaborare foarte strânsă, care sperăm că va continua pe parcurs. Добрый день! Общественная организация Спера также благодарит Центральную избирательную комиссию за предоставленную нам возможность провести Exit Poll в 2020 году. Хочу немножко рассказать о нашей совместной деятельности. Мы с компанией Intellect Group сотрудничаем уже третий год.
У нас хорошая, отличная, спаянная в работе команда операторов. Немножко хочу сказать об экзит-поле. Это социологическое исследование. И опрос происходит на выходе из избирательного участка. Поэтому он никак не может влиять на результаты голосования, на результаты выборов и не несет в себе никакой политической окраски. Так как это первый за последние 10 лет экзит-пол, то я прошу всех наших граждан отнестись с пониманием, с уважением к нашим операторам и к их достаточно сложной, непростой работе. Также хочу выразить уверенность, что этот экзит-пол станет примером взаимодействия наших государственных структур, общественных организаций и простых граждан для поддержки и развития демократии в нашей стране. Acum aș oferi cuvântul managerului Departamentului de Sociologie, Tatiana Semeniuc. Cercetarea sociologică de tip exit poll va fi efectuată pe baza unui eșantion reprezentativ pe întregul teritoriu Republicii Moldova, care va cuprinde 100 de secții de votare din 77 localități. Pentru efectuarea sondajului sunt implicați și acreditați 150 de operatori, iar numărul total de implicați în muncă depășește 200 de persoane. La fel sunt acreditați observatori în așa țări ca SUA, Franța, Italia, Federația Rusă, Austria, Germania și altele. Cu unii din ei vom avea legătură directă online pe parcursul zilei de votare pentru a afla situația în străinătate. Cu mai multe detalii vom reveni în ziua alegerilor prezidențiale și acum planificăm trei emisiuni în ziua alegerilor. Prima cu difuzare directă de la secțiile de votare, a doua direct cu experții internaționali și a treia conferință de presă cu prezentarea datelor de la sondajul de ieșire din secții. Aici vreau să atrag atenție că exit-poll-ul va fi efectuat anume pe teritoriul Republicii Moldova. Ce ține de observatori internaționali, la momentul dat noi nu putem sau nu avem posibilitate de a elabora o eșantionare prezentă pentru diaspora. De ce rezultatele diasporei vor fi modelate proporțional rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale. Ce ține de experți? Noi, ca să fie o cercetare calitativă, noi am rugat că tot parcursul pregătirilor, executării a acestui exit poll să fie monitorizat și să primim o notă, o apreciere sau chiar critici de la mai mulți experți internaționali, din așa țări ca Statele Unite, Austria, Germania, Ucraina, România, Rusia. Vom face legătură, cum și a vorbit domnișoara Tatiana, vom face legătură cu ei pe parcursul zilei de duminică. Sperăm că pe lângă critici vor fi și aprecieri. De ce încercăm? Scopul nostru este că să avem o cercetare calitativă. Iarăși atrag atenție că este prima din ultimii 10 ani și aceea în 2010 a fost elaborată cu ajutorul experților străini. Astăzi noi prima dată în istorie încercăm să obținem astfel de cercetare cu forțele proprii a companiilor și asociațiilor din Republica Moldova. Vrem să îndemnăm cetățenii să nu refuze la această încercare, la acest experiment. Garantăm anonimatul și obiectivitatea rezultatelor. Vrem să ne adresăm și concurenților să fie obiectivi. Ne adresăm mass mediei, suntem deschiși de orice colaborare. Mai multe informații, cu mai multe informații vă veni pe parcursul pregătirilor, chiar și în ziua de mâini, poimâini, până duminică. Luni vom face o analiză la rezultate și la tot lucrul care noi l-am făcut și vom veni cu un raport ce ține de acest exercițiu.
Noi vă mulțumim. O zi bună. La revedere.